Valentin Bărbulescu este unul dintre jucătorii care își motivează foarte mult colegii de echipă din teren, atât la antrenamente cât și în meciuri. Capitanul Stelei a făcut o radiografie a primelor 10 etape ale campionatului. Ne-a dezvăluit cine este omul căruia îi dedică victoriile în tricoul roșalbaștrilor și le-a transmis fanilor un mesaj de sărbători. Per total sunt mulțumit de rezultatele pe care le-am avut. Cred că singurul lucru care m-a deranjat, am fost nemulțumit și eu și toată lumea, am fost egalul de acasă cu Tunari. Să zic așa, am avut în cap la începutul sezonului că am admis cu toții că se poate să întâmple să facem un egal într-un campionat sau maxim două și ne gândeam poate să facem unul pe tur, unul pe retur. Cam asta sunt nemulțumirile mele pentru mele și ale tuturor până la urmă și un joc, două mai puțin reușite. Meciul din cupă, dacă mă întrebați pe mine, paradoxal, cred că a fost unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am făcut în sezonul ăsta, în astea 10 zile plus cupa, dar așa e la fotbal, am avut nenumărate ocazii atunci și nu am câștigat. Ai intrat în fiecare meci cu un tricou care are chipul lui Martin Tudor. Cât de apropiată era relația pe care o aveai cu el? Da, am avut o relație foarte apropiată cu el și m-a marcat foarte tare. Nu mă gândeam cum o să mă marcheze așa. Am stat seară de seară acolo la căpătâiul lui și nu venea să cred, pur și simplu nu venea să cred, nici n-am avut puterea să mă uit la el în sicriu. Doar stăteam acolo în fața sicriului și vorbeam așa cu el. M-a marcat foarte tare, de-aia și ies cu acest tricou și am zis că orice meci pe care îl câștigam și pe lui eu personal și ceilalți care l-au cunoscut și au lucrat cu el, îi dedicăm victoria și sper la finalul campionatului să-i dedicăm și promovarea. Ce-ți dorești de la Moșu? De la Moșu îmi doresc să ne aducă promovarea în vară, să fim cu toții fericiți, atât noi cât și suporterii și toată suflarea stelistă.